Pe un teren greu și un fric pătrunzător, formația Aselerești a oferit un adevărat recital de goluri în confruntarea de acasă cu Basarabi Curtea de Argeș din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României la fotbal faza pe județ. Cotată cu șansa a doua, echipa de la Poalele Măgurii și-a desființat adversara, înscriind goluri pe bandă rulantă. Balul a deschis noua achiziție Dorin Mahu, care a marcat din careul de 6 metri spre bucuria propriilor spectatori. A urmat un adevărat forcing la poarta basarabilor în căutarea golului 2, gol ce avea să vină câteva minute mai târziu. Pârvu prinde un șut de zile mari de la circa 25 de metri, făcând inutil plonjonul portarului advers. Până la pauza, Aselerești a mai punctat o dată prin Tănase și calificarea practic era jucată. În partea a doua a confruntării, lereștenii au mai punctat de 4 ori, terminând partida în stil de mare echipă, 7-0 și calificare în fanfar în semifinalele Cupei României, faza pe județ. Celelalte rezultate înregistrate în jocurile din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României la fotbal faza pe județ sunt următoarele. ASE Colibaș, ASE Viitorul Ștefănești 2007, 4-2. ASE Viitorul Lunca Corbului CS Sporting Pitești 2-2, 4-6 după executarea loviturilor de departajare. CS Atletic Bradu 2, CS Rucăr, joc amânat.